așa. Bună ziua și din partea mea, că nu mai este dimineață. Aș vrea să vă întreb, cine este social media manager în sală? Să zicem. Cine este la început în social media? Sau se consideră că încă este la început și are de învățat? Așa. Bine ați venit. Ce vreau să vă spun este următorul lucru. Acum 11 ani, la prima tabără de social media pe care am organizat-o la Părul Rece, domnul Chinezu, unde e Chinezu? Să trăiți, domnul Chinezu. A venit la Părul Rece de mână cu un copil. Cu Cristi. Câți ani aveai? 16 ani, cred că da. Și am zis, e un eveniment pentru adulți, cu alcool. Ce capăți cu acest copil aici? El vrea să învețe. Și l-am întrebat pe Cristi la prima tabără. Ce ți-ai propus să faci la acest eveniment? Și el a zis, vreau să vorbesc cu toată lumea care a venit. Ai vorbit? Da. Cu toată lumea care era acolo, 120 de oameni. La a doua tabără, la fel. A venit și a spus, vreau să vorbesc cu toată lumea care este aici. Așa înveți, așa ajungi să fii Cristi Florea, de la cristianflorea.ro și să... că chineză, uite cum a reușit să crească, știi? Un super profesionist. Trebuie să vă pregătiți, trebuie să mergeți la oameni, trebuie să vorbiți cu ei. Nu trebuie să așteptați și să nu vă gândiți că o să vină într-o zi, o să aveți un noroc și după aia deodată o să fiți celebri și tot o să meargă plici. Nu este așa. Trebuie să înveți constant și chiar dacă pentru foarte mulți tineri și pentru tot ceea ce înseamnă millennials astăzi, succesul nu este doar dacă înveți. În realitate, succesul este, se bazează pe ceea ce reușești să construiești cărămidă cu cărămidă. De aceea aș fi vrut și am vrut să vin aici să te felicit. Felicitări pentru tot ce faci. De un an... De un an de zile, le spun colegilor când ajung în redacție ce prezentări frumoase face Cristi. Și suntem toți foarte încântați, așa că felicitări încă o dată. Mulțumim încă o dată, Cristi. Să știți că...